Spre final, ajungem la data de 15 noiembrie 1985, a fost dus de dimineață, și asta spune și un gardian și un coleg de celulă, de dimineață la anchetă la Pârvulescu, a dus în aceeași seară în pătură de data asta, nu se mai putea deplasa deloc, urla de durere, a fost ținut încă 36 de ore, era vineri, 15 noiembrie 1985, a dus seara în celulă, lăsat fără ajutor medical, urla de durere, a început să aibă vărsături bilioase și cu sânge. Avea splină spartă, nu? Avea intestinul subțire. Intestinul subțire, și trebuie știut lucrul ăsta, intestinul subțire, medicii mi-au explicat, e unul din cele mai bine apărate organe interne ale corpului uman și a fost lovit cu atâta sălbăticie, și asta spun și medicii legiști de după 90, care au făcut o expertiză a documentelor medicale care au rămas din 85, a fost lovit cu atâta sălbăticie de corp, cu corpuri dure, respectiv cu șpițul în burtă. Unii martori chiar asta au spus. Tatăl meu încă mai vorbea când a fost adus în ultima clipă la Jilava, când l-au trimis la Jilava să nu moară în arest. După 36 de ore l-au trimis ca să pară că e o culpă medicală. Deci făcea parte din dezinformare, din mușamalizare, din acoperirea crimelor. L-au trimis la Jilava și, dar deja se produsese peritonită generalizată.